Am fluturat cu bucurie steagul libertății. Acum peste 25 de ani, la un sfârșit de an, dând glas dreptății, dând glas democrației partizani. După acele două nopți umbroase, noaptea nazistă și cea peceristă, vedeam zori mijind și visurile noastre, sfârșit de eră comunistă. Și s-a cântat de bucurie pe străzi, în centre, la periferii, cu un glas triumfător, cu o emoție vie. Sfârșit de dictatură, suntem liberi, vii! Dar nu știam, cea mai cumplită noapte, purtând doar masca religiozității, urma să-și pună gheara pe creștinătate, fără de milă, noaptea libertății. Odată instalată în țară, odată liberi și neprigoniți, totul normal a început să pară și pentru ortodoxi și pocăiți. Și ne-am obișnuit cu această slobozenie, a ne aduna fără să fim opriți, fără de perne în geamuri, fără de zăvoare, fără a fi închiși și urmăriți. Și ne-am obișnuit cu binele de-a dreptul și am început pământul să-l iubim. Să iubim banii, să iubim confortul, să înălțăm case, să le împodobim. Credința a rămas în urmă. Se poate și așa, și în modernitate. La ce să fii smerit în orice vreme? Doar e democrație, este libertate. La ce atâta rugăciune? Putem vedea un live și acasă. Pot liniștit o predică apune și să-l ascult stând relaxat la masă. La ce atâta strictețe? Doar suntem liberi să plecăm departe peste mări răzlețe și acolo tot să adunăm. Și apoi biserică, hai câteodată, doar nu degeaba am plecat. Vrem o mașină, vrem o casă și astfel esența am uitat. În mare grab am ignorat ce mare har să vii la părtășie. În libertate, nepersecutat, putând să strici slăvit Domnul să fie, putând să evangelizezi pe stradă, la oraș și sate, putând și Biblii să donezi fără să-ți fie confiscate. Ce mare har, ce har neprețuit, ajuns am să trăim ieșind din greu. Ce timp măreț deosebit mi-a fost dăruit de Dumnezeu. Cât? Nu se știe niciodată, dar într-o zi se va sfârși. Biserică din vremea democrată, de bine strâmtorarea cum va fi.
moartea, cât încă mai avem să prețuim. Această stare, libertatea va trece, este trecătoare. Va trece, este temporară, testul credinței își va face lucrarea. Când se va arăta acea vestită fiară, cerând cu a ei restricțiile pădarea, ori semn pe frunte sau pe mână, ori fără drepturi aici jos, ori pâine, ori foame amară, ori moarte, ori viață cu Hristos. Așa va fi. Apocalipsa spune, a ei previziuni se împlinesc. Priviți la ce se întâmplă în lume, toate sfârșitul ni-l vestesc. Azi este vremea pregătirii, ca la studenți ce-și fac la curs prezența, și la laboratoare, și la seminare, însă la terminare știți ce e? Licența. Ne așteaptă un examen și finalitatea. Când? Nu știm. Nu ne trece prin gând nici cât se va menține libertatea. Știm doar cuvântul apocaliptic. Vin curând. Amin. Amin. Domnul să te binecuvânteze.